Curăsc. România Express. După 4 episoade de România Express, am acum atarul și un sezon în care am participat la America Express. Încerc să-mi adun corp. Consider că am demonstrat tot ceea ce aveam de demonstrat în ceea ce privește foamea, autostopul, misiunile și picajele emoționale. A sosit timpul să testez eu oamenii care cred că pot face asta. România Express trece la următorul nivel, unde echipele sunt supuse la provocări complicate. Așa, vii la paia, paia. Asta cu spray cu piper? Că ți-am sufletul tău, Anu. Hai că poți! Nu mai pot! Bravo! Mamă, ce zboară, Mara! Cardul, cash-ul și telefonul le sunt confiscate. Traseul este necunoscut și timpul este limitat. Lupta se desfășoară de la prima ora dimineții până seara târziu în mai multe orașe pe care trebuie să le parcurgă cu autostopul. Iar provocarea finală este să găsească trofeul Vama Iot în cel mai înalt punct din Vama Veche. Premiul echipei câștigătoare care găsește trofeul și îndeplinește toate provocările corecte este de 1000 de euro. Luați-vă popcorn-ul și pregătiți-vă pentru că ăsta este episodul 2 din România Express, sezonul 2, pe litoralul românesc. România Express începe! Sunt Vlad Grigore, am 24 de ani. 24? Da. Iar eu sunt Mara, cea mai enervantă prietenă din grup. Dar de ce crezi că e cea mai enervantă? Că mă enervez și eu și fac crize. E foarte rău. Poți să-mi iau un suc de banii ăștia? Da, ai dreptate. Eu sunt Bia Iaiana. Sunt celebru, scoate-mă de aici. Și facem online. Noi am ales să mergem în România Express ca să o văd pe Mara cum se enervează. Îmi vine să-ți par camera. Detest oamenii ăștia. Avem această sete de adrenalină. Noi am mai făcut chestii crazy împreună, adică ne-am aruncat și din avion împreună cu parașuta. Eu zic că e foarte bine ce se întâmplă aici, eu sunt foarte mândră. Eu am ales să merg în România Express pentru că am vrut mereu să fac autostopul. Nu mă mai claxona! Și ia mă, cârboși, mă duci? Mereu mi-am dorit să fac autostopul, mereu m-am întrebat cum e, cum se procedează. Tuto, uite, du-mă în Mamaia! Dorința ți este îndeplinită. Urmează să faci autostopul pentru o zi întreagă. Dar cum aventurile mai vin și cu provocări, noi am avut una pe măsură încă dis de dimineață, de când concurenții noștri se pregăteau să vină spre punctul de pornire. Deci, eu am dormit la Bia. Ne trezim, ne îmbrăcăm, plecăm, ajungem la metrou. Bă, avem o situație. Cameramanul nostru a făcut toxie infecție alimentară. După cum spune și Vlad, într-adevăr, cameramanul echipei lor nu s-a putut prezenta la filmare din cauza unor probleme de sănătate. Cum timpul trecea și restul echipei mele era cu mine deja pe traseu, am rugat echipa albastră să se filmeze singuri până în primul oraș în care trebuie să ajungă, ca de acolo să-i preia alt cameraman. A trebuit să ne filmăm unul pe altul până în primul oraș și de acolo să vină alt cameraman să ne filmeze. Evident că găsim soluții și România Express nu se oprește aici. Pe mine m-a demoralizat puțin pentru că am zis că încep cu stângul, deci înseamnă că o să meargă tot un așpa. Când am aflat că ăștia nu o să aibă cameraman, eu m-am gândit, mamă, ce bine de ei, efectiv, pentru că erau două persoane. Aveau mai multe șanse să fie luați fiind doar două persoane. În prima fază, eu m-am gândit că e un avantaj, că suntem doi și ne-a mai cumva ușor. Este un avantaj că suntem două persoane. Așa ar fi fost, dar ne-am gândit la toate. Echipa albastră trebuie să găsească o mașină cu minim 3 locuri libere. Alminteri își iau penalizare. Am aflat ulterior că dacă ei iau o mașină cu doar două locuri libere, primesc penalizare în favoarea noastră, ceea ce mi s-a părut mie personal foarte fair. Da. Foarte fair. Păi și noi trebuia să luăm tot cu 3 locuri. Da. Și atunci așa mi se pare corect. Bă, eu cred că avem o competiție destul de mare. O vedeam pe Bia super așa, să da, se ducă eu, așa. Da, și eu plus cu mâna în ghips am zis, o să o ajute. Deci când am ajuns în benzinărie și ne-am adunat acolo toți și așteptam practic să se dea startul între ghilimele ca să înceapă totul. Îi vedem pe Vlad și pe Mara. Da. Și ne aruncăm o privire. Pentru că ne dăm seama că este foarte posibil să fim un pic mai sprintene. Echipele între noi ne uităm unii la alții așa. Așa, așa. Bine, ne uităm. Nu prea pot să mă uit așa la Bia, că eu lucrez cu ea și într-un final tot trebuie să ne iubim și să și pe WhatsApp cu o zi înainte am spus, știi că orice s-ar întâmpla, te iubesc. Noi suntem o echipă. Și a zis, eu nu vorbesc cu rivalii. Gen, mă uit așa la ei, mă uit la noi.
și ne place mai mult de noi. Da. Să-mi spui mereu dacă mi se vede extensia. Se vede extensia. Chiar dacă există rivalități, cum e și normal, dăm play la videoul primei provocări. Bună dimineața, leuții mei! Sper că sunteți dornici de aventură, pentru că trofeul România Express sezonul 2, episodul 2, vă așteaptă. Dar până atunci aveți prima provocare. Trebuie să ajungeți până în portul Tomis din Constanța. Când ajungeți acolo, veți primi următoarea provocare. Poftă! Când am văzut primul video, nu pot să zic că nu mă așteptam, că era benzinăria aia ultima dinainte de ieșirea pe autostradă. Să ajungem în portul Tomis din Constanța. Liberă la mare! Lasă-mă, papa, la mare! Vreau distracție și soare. În momentul în care am aflat că trebuie să mergem în Constanța, foarte fericiți. Deci am zis gata, vama veche. Închidem telefoanele. Telefoanele. Light power off. Stai că eu nu știu cum se închide. S-a dat startul. Și ce am făcut noi atunci? Am fugit în direcții diferite, gen echipa noastră cu echipa celorlalți. Ei s-au dus așa spre autostradă. Ca la revedere, pa. Baftă. Pa, baftă. Haide. Am zis, mamă, păi în benzinărie aici, aproape de a doi, aici sigur găsim pe cineva să ne ducă direct. La cine mergi? Nu știu. Bună, voi, scuze, deci facem o emisiune, nu cred că interesează. Ah, ok, bine. Dezgău. Mergeți spre Constanța? Cumva la Constanța? Hai, Ana, hai. Unde, Bianca, n-avem pancartă, n-avem nimic! Abordarea noastră nu prea era... chill. Salut, scuze că te deranjez. Ne facem mergi la mare. Mergi cumva la mare? La mare. Mersi oricum, mersi mult de tot. Dar dacă nu-i benzinărie, cum dracu îi oprim? Frate, ăia s-au dus deja. Doamne, dar să mor de aș înțelege. O să înțeleagă. Mamă, dar să mor de... Nu cred că suntem bine aici, ne-am pus prost. Dar uite că și ele sunt acolo, e bine, uite. Sunt acolo. Vlad, tu vrea să mai meargă și să ne-am... Stai aici. Hai că suntem bine. De ce nu crezi un șofer? Nu înțeleg. Gata, că aici e spotul. Acolo mă gândesc mai bine, uite. Vlad, exact. Meu, nu, trebuie să mergem mai încolo. Mai încolo însemnând autostrada. Tot aici, Vlad, că n-ar aici. Să oprească mașina. Dar aici cum să oprească? Are cum? Hei, hei! Constanța! Stai. Mergi în Constanța! Ce-a fost asta? De ce ai încetinit? Am ieșit. Nu că am ieșit în stradă. Am ieșit pe prima bandă. Stai un pic. Ursa start de 2 minute. Vlad deja considera că Bia cu Ana sunt deja pe autostradă la kilometru 110. Bă, unde sunt ăștia? Că nu se mai văd acolo. Da, s-au dus, cred că ne-au văzut pe noi și au zis că nu trebuie să iau în parte. Stai un pic. Ce, mergeți în Constanța? No. Nu mă cred, bine. Cum de nu merge nimeni în Constanța? Nu au luat nici nimica, cred. Băi, deci oricum nu-i mai văd pe aia. Asta mă îngrijorează cel mai tare. Nu mai sunt, se văd. Deja mă gândesc că nu am cum să câștig. Eu mă uit doar la Ana și la Bia dacă iau mașini. Nu puteam să mă concentrez pe mașini pentru că mă gândesc doar la Ana și Bia. Aia acolo nu mai sunt. Da, gata, i-a luat. S-au dus dracu, au sunt Constanța din. Hai, ce, cred că nu ne-am pus bine aici, să ne-am pus bine, bă. Fix aici, da, autostrada. Dar nu, dar gen, oprește lumea aici? Și în continuu la 5 minute. Îmi plec mantile, că nu se mai văd. Da. Unde sunt și eu? Vlad, au trecut 5 minute, vă, pe cameră, cum dracu să se... Da, gen, știi că am ajuns de 5 minute, adică, pana da, mea, putem să... Nu contează, și astea 5 minute, cu cât prinde mai repede, cu atât, oricum nu-i mai văd, ți-am zis. Nu-i mai vezi? Gata, i-a luat. Gata. Peste 10 minute le vedea, a, uite că încă sunt acolo. Da. Păi nu, cred că au luat... A, ba nu, e acolo, i-am văzut. Ok, ce m-am panicat. În bandă. Am blocat toată banda, efectiv. Am blocat banda. Stai un pic. Stai o secundă, te rog. Știi că ai cum? Stai puțin. O secundă. Mașina trecea pe lângă și Bia urmărea. O secundă. Stai un pic, te rog. Un pic, stai puțin, te rog. Te implor, oprește-te. Stai un pic. De aia făceam așa ca toate animalele, ca să se uite la noi. Dacă stăteam așa, nici n-aveam cum să fac. Deci nu că am implorat mașini, eu am făcut și schema cu părul. Ok, îmi desleg părul. Nu acceptăm tiruri, doar mașini scumpe. Dacă vrei să mă duci, ha,
Aole, ce greu e. Au trecut foarte multe tipuri de mașini pe lângă noi și foarte multe tipologii de oameni, de altfel. Unul ne-a arătat degetul care nu se arată. A trecut pe lângă noi și... Du-te! Ce ți-a zis? Ce? Cred că mi-a zis ceva urât. Te uiți întorci capul și nu mă iei. Constanța, te uiți la mine și ai și Mercedes. Deci eu m-am dus frumos și mi-am făcut bucle crezând că o să impresionez șoferii de tir care tot ce făcea era să mă claxoneze și atâta tot. Nu mă mai claxona! Și ia mă! Nu atât de greu pe cât mă așteptam. Bine, îl aveam pe Eugen, Vlad în spate, care au plecat, au ajuns, au făcut emisiuni, sunt în Brăila, sunt în Suceava. Nu le mai vedeam. Mamă, deja m-a luat cu călduri în acolo. Cred că din benzinărie trebuia să îi racolăm de acolo, dacă merg în Constanța. Stau bine aia, că au plecat de mult. Mă, ăsta mă omoară, cu faptul că au plecat de mult și acum 10 minute erau vis-a-vis de noi. Ele, de fapt, erau... Mai încolo. Bă, nu uite-le acolo, mor. N-au plecat. Și sunt și în fața noastră. Eram pe prima bandă. Și la un moment dat, unul de pe banda 2, cu mare camionetă, mă vede, face... Și după Bia, ce mi-a plăcut. A fost genial. Ne-a plăcut. Stai un pic. Dacă nu ne-ați luat pe ele, luați-ne pe noi. Du-te mai în mijlocul străzii, Mara. I want to go to Constanța, guys. Între timp, Mara și Vlad au luat o mașină. Da, băi, când ne-am uitat în spate, ăștia nu mai erau frate. Ți-am zis prima că s-au pus prost acolo, pentru că dacă se pun înaintea noastră, sunt mult mai multe șanse ca noi să fim luați, pentru că mai întâi pe ele le vezi, da, exact. Nu realizezi și după exact. Tot noi, hei! Bună ziua, mergeți la Constanța? La Constanța mergem. Vai, nu pot să cred, mulțumim! Ăsta a fost momentul. Și mi s-au tăiat picioarele, am zis, mamă, pierde-mă, nu. Fă ceva. Bă, ăștia au plecat, mă jur că au plecat. Pierde! Mă doare mâna. Stau un pic. Într-un final, oprește un domn. Mergem în Constanța? Nu cred așa ceva. A oprit domnul care mergea doar până la Lehliu. E benzinărie acolo? E vreo benzinărie în drum? Ne poți opri la benzinărie? Da. Te rugăm mult. Într-un final, la prima mașină, care e o doamnă foarte drăguță. Doi oameni foarte drăguți. Foarte drăguți. Ne-au ajutat din prima și ne-au zis din prima că noi am vrut să luăm pe echipa din spate, dar nu am putut opri acolo unde erau ei, așa că v-am luat pe... 10 ani de permis. Voi. Dumneavoastră, până unde mergeți? În Constanța. Da, e superb, nu? Este superb. E noroc. Ajungem la prima benzinărie de pe autostradă, nu? Păi fix acolo cred că e o benzinărie, nu? Perfect. Da. Și ne-a lăsat la kilometru 60. Eu vă las la kilometru 60 pe autostradă, dacă vă ajută. La benzinărie. La benzinărie. Eu am zis, dacă e benzinărie, e ok. E perfect, m-am gândit, mama, acolo, chiar când ea lumea. Care erau șansele să nu fie oameni care să mai meargă încă 140 de kilometri pe drept? Să se ducă dracu la Constanța. Salutare, scuze. Mergeți cumva la Constanța? Nu. Ok, super, mersi. Bună, ne sunt să vă deranjăm. Mergeți cumva la Constanța? Da. Și credeți că ne-ați putea ajuta cu un drum până la Constanța? Păi nu avem destul loc. Suntem pe autostradă, rând în glumim nu știu ce și doamna din dreapta... Spune. Vă deranjează dacă oprim până la benzinăria de aici ca să pună puțină benzină și să fumeze soțul o țigară? N-a fost o țigară, pentru că la noi în mașină se fumează Logan. Doamnă, dacă vedeți asta, Doamne, vă iubesc, sunteți genială, dar totuși suntem într-o competiție. Ne-am dat jos soțul. Nu o țigară. 3. Am făcut o mică pauză. M-am intrat și eu în vorbă cu ea. N-ai cum să-i zici omule, hai, plecăm, mută-ți mașina, du-te. Ce vrei să fac accident pe DN sau unde eram? Să fumeze la volan, că era un Logan. Băi, păpune, noi nu fumăm în mașină, că vă înțeleg, vă respect, vă iubesc, dar e un Logan. Șmecherii. Fraierii recomentează. Exact. Stimă și respect, da, doamna aia. Nu vă supărați, mergeți la Constanța? Mergeți cumva la Constanța? Scuze de deranj, mergeți cumva spre Constanța? Nu mergem, mergem în partea cealaltă. Da? Și trebuie să ajungem în Portul Tomis. În Portul Tomis din Constanța. Yes! Mulțumim! Un cuplu de vârstă cu părinții noștri. Da, cam așa. Cam așa. Care erau din Pitești, aveau 3 locuri în spate și ne-au luat cu drag și spor până în Portul Tomis. Eu eram în depresie că mi-era că pierd. Eu nu voiam să pierd. Nu, Bia era gen... Era foarte... Frate, eu aveam o chirie de plătit. Trebuia să câștig. Nu exista. Eu eram supărat. Eu stăteam în mașină și mă gândeam numai, mamă, ia unde or fi. E ok.
sigur ne-au ajuns cu mult înaintea noastră. Deci eram la masă pe autostradă și Vlad vedea deja cum pe Pial și pe Ana cum trec în mașină. Și mașinile cu 200 la oră. Vlad, am văzut-o pe... Da, eu așa mă uitam, știți cum era, privirea mea era așa. Uite așa, cred că am văzut-o pe... Uite-le, Ana. Te-ai speriat. Nu am speriat, mă agiți cu chestia asta. Eu nu am în cap, eu sunt eu cu tine atât. Într-un final, după cafele și țigări, am plecat din nou în cursă. Ok, acum plecăm, gata. Doamna a intrat în spiritul competiției după ce am fumat 200 de țigări, am mâncat eclere și așa mai departe, da, da. Și ne-a întrebat unde mai exact trebuie să ajungeți. Și noi am zis exact ca în clip, da, practic. Portul Tomis. Și au început. Da, Portul Tomis e construit în și acolo nu se urcă. Doamnă dragă, la port scrieți pe Waze Portul Tomis. Ajungem la Portul Tomis, ne-au dus fix până unde aveam noi treabă. Inima. Mulțumim din suflet. Vă dorim o vacanță minunată și o viață superbă. Mulțumim maxim. Doamne ajută, la revedere. Încă 2 km și ajungem Portul Tomis. The makeup in the car. Și a scris doamna Portul Tomis și ne-a dus, dar azi că noi trebuie să coborăm. Vlad deja era pe mașină. Portul Tomis fix acolo unde-s bărțile, nu acolo ar trebui să fie. Acolo unde-s bărțile. Ok. Bărțile de agrement. Da. Nu, hai să ne lăsăm că deja nu mai pot. Haideți doamnă, vă mulțumim, s-a dat jos noi deja. Am plecat cu camera ca niște animale. Mulțumim mult de tot, vacanță mulțumim, plăcută. Mulțumim, la revedere. Am ajuns în Portul Tomis. Ne-am întâlnit cu cameramanul. Am dat telefonul, cam ajuns. După ce am văzut ce avem de făcut. Felicitări pentru parcurs, leuții mei. De la atâta drum, cred că ați obosit. Așa că m-am gândit că ar trebui să primiți puțin răsfăți. Căutați iahtul la Perla 42. Asta s-ar putea să fie o provocare care să le ia ceva timp concurenților, pentru că Portul Tomis este plin de iahturi cu diferite denumiri. Poate fi o adevărată plăcere să vii și să admiri denumirile bărcilor, dar cu siguranță nu și atunci când ești contratimp. Perla 42, unde e Perla 42? Perla 45? Paralela 45. Aole, doar o dată ne pune să auzim, nu? Da. Bă, suntem la mare. Am primit următorul video în care am aflat că trebuie să găsim iahtul Perla 42. Căutați iahtul la Perla 42. La Perla 42. Am edificat acolo care, unde e ce doc, este cu mai multe iahturi. Bia a spus să mergem la cel mai departe aprox. Iahtul. Iahtul la Perla 42. Alea sunt iahturi. Astea sunt bărci. Da. Și dacă alea sunt vapoare, nu știu. Hai. La cine era din acolo? La Perla 42. La Perla 42. Ia spre știți cumva unde este Perla 45 iahtul? Perla 45, da. Iaht Perla 45. Da, așa. Un alt nume, dă-mi alte detalii. Așa, sau toate iahturile sunt aici, nu toate. Din port. În partea aia? Ok. În partea aia oare? Toate nu le vezi că sunt peste tot. Am dus așa pe ponton și am început să căutăm. Perla 45. Bă, dar sigur Perla 45, e mare pe el, presupun. Nu știu, Perla, am auzit și 4. Limbări mare. Și acolo erau iahturi. Știu, îmi pare rău că n-am mers întâi acolo. La Perla 42. La Perla 42. Alea mari, da. Sau, mamă, dacă erau alea de acolo, cred că alea erau și urmă. Fai, mi-e rău. Bă, să știi că ar putea fi acolo, că aici noi n-avem acces la astea. Bine, foarte tricky, că toate erau închise cu lacăt și... Da. Uite, vezi, sunt garduri acolo, gen, nu putem să intrăm să vedem. E închis. Cum adică? Păi nu, e închis la astea, astea-s bărci. Alea nu sunt iahturi, astea mari, nu-s iahturi. Ba da. Stai că gardurile astea se deschid. Se închid la loc, uite. Am văzut că doar un port, ca să zic așa, e deschis. Și ne-am dus acolo ca două curci. La Vie Paula. Alina. Perla 45. Hai. Ui, pe unde mă uit? Asta e Jean, nu știu Rania. Ce. Si la vi. White Pearl. Am găsit. Mă, deci am văzut așa o lumină de-aia. Era acolo Carmina sus. Prima voastră provocare începe aici. Știu că arată ca un loc foarte bun de relaxare, însă ce aveți voi de făcut este să spălați puntea. Într-adevăr, este un loc foarte bun de relaxare. Clienții obișnuiesc să închirieze acest iaht în sezonul cald. Afacerea care se ocupă cu închirierea acestui iaht se numește chiar așa,
hai pe yacht.ro. Dar concurenții noștri nu sunt clienții, ci chiar cei care pregătesc yachtul pentru adevărați clienți. Ei vor trebui să curețe yachtul și, ca să ne îngreunăm munca, le-am pregătit și niște unelte pe măsură. După ce am ajuns pe vas și mi s-a dat misiunea, noi am început să ne facem treaba. Ok, haide, haide. Deci fii atent că trebuie să punem niște soluție de asta. Și dintr-o dată zărim fetele. Și ele ne-au zărit pe noi. La Perla 42. La Perla 42. Cornelia, Pearl! Ce scrie aici? Pearl! Uite Pearl! Nu scrie pe 42. Bine. Și l-am găsit. Și ce am mai găsit pe ea? Perla 42! Let's go! Bombo. Bună ziua! Echipa cealaltă. Ah. Ma! Ne-am văzut zâmbind, eram... Nu zâmbi. Cum adică? Ce s-a întâmplat? Cu ce ați venit? A ajuns și Ana. Și ele, mă, a ajuns și ele, uite. Mi-e rău. Vreau să suntem toți pe aceeași barcă, de ce? Ma! Haide, că nu mai e. Repede. Echipa cealaltă face provocarea și trebuie să așteptăm să o termine. Eu când i-am văzut pe aia acolo că spală iahtul, mie mi s-au tăiat picioarele. Eu am zis, bă, gata, s-a terminat. Nu mai avem nicio șansă. Adică eu așa sunt în capul meu, eu cu voce tare n-am spus asta. Am spus, pa. Mi-a plăcut foarte mult faptul că fiecare trebuie să aștepte după misiuni și că noi trebuie să ne terminăm misiunea da. După ce facă. Și ți-a plăcut să freci cu mopul? Mă, să știi că m-am implicat trup și suflet. Deci okay. Eu o să fac dintr-o parte, el o să facă din altă parte. Carmina, jumătate din asta din față sau doar marginea? Marginea asta și tot ce se face. Dar jumătate presupun din tot ce e ăsta. Nu, tot ăsta din față. Și când credești că asta... Hai, fă, lasă-mă. Every night in my dreams I feel you. Toca. Și pe aici? Noi chiar am vrut să depunem o muncă 100% serioasă și cum trebuie. Peste tot. Mă cac. Dar arătăm oricum într-un fel cu vestele astea, sincer zic. Vestea era ultima problemă de acolo, era ultima. Să vorbim un pic despre recuzită. Cine spală cu mob de ăsta minuscul, mă nene? Asta e la vida loca. Și geamul, da? Observ. Este ok. Aici e ok. După ce am terminat misiunea, am primit o informație pe care ar trebui să o auzim doar o dată noi doi. Că eu uit de la mână până la gură. Acum, următorul punct pentru următoarea provocare este la Azimut Mamaia. Una dintre cele mai luxoase plaje de pe litoralul românesc, unde chiar poți trăi o experiență relaxantă cât timp nu ești în cursă. Azimut Beach and Lounge, ok, hai. Misiunea era ceva cu trebuie să mergeți, eu mult așa. Mamaia Nord, Mamut, Azulumut, bună! Hai, făi, Azimut! Tot drumul, 10 minute era numai Azimulut, Mamaia Nord, Azimulut. O ziceam în continuu, pentru că eu ziceam, nu vreau să uit. Azimut, Beach Lounge, Mamaia Nord. Azimut, dar și ce înseamnă asta? Nu. Cum ajungem până în Mamaia? Echipa cealaltă termină misiune. Și noi ne-am urcat, ne-am suit pe iaht. Și am aflat că trebuie să spălăm iahtul pe partea cealaltă, opusă față de ce au spălat ei. Eu n-am apă în asta sau ceva. Trebuie să vă descurcați. Ah, am înțeles. Mi-e rău. Trebuie să faceți pe toată partea asta. Okay. Iar apoi trebuie să urcați, să faceți sus acolo. Am înțeles. Începem de sus. Hai, la baie acum. Hai, chiuvetă. Uite chiuveta. Chiuveta. M-am uitat bine pe alea de curățenie, că mă gândeam să nu fie vreun prank sau ceva și să fie culoare sau ceva. Eu m-am uitat, am stat ca la supermarket și am citit pe aia și m-am uitat așa, am mirosit, am zis, da, ok, să pun, m-am uitat, am zis că e ok, bine, hai. Ăsta chiar e super cleaner, sper că nu am pus. Poate e super glum. Că m-am gândit. Bă, ăsta e o glumă, frate. Bombă, deci iau eu cârpița și tu mă pui? Sigur. Bombă. Sus unde? Saltelele? Da. Ana, cred că nu funcționează. Hai, dă-te. Hai că poți! Dă-i! Deci în momentul în care am primit mizeria aia de găleată și acel mop din Jumbo, era... eu am simțit cum tot universul în momentul ăla și tu vă bateți joc de noi, gen. Era un mini mop. Pe care l-am și rupt. L-am rupt. Și poți să iau o glumă. L-am rupt mopul. După ce că nu am o mână, a trebuit să spăl un iaht cu un mop de jucărie. Eu m-am conformat.
sunt celebru, scoate-mă de aici. Noi am crezut că trebuie să spălăm numai saltelele. Și apoi am aflat că nu e bine și că trebuie să spălăm și pe jos, gen pe lângă, pe margini. Începe tu de aici, eu fac partea asta și după mă duc eu pe acolo. Hai de viața mea. Într-adevăr, să cureți un iaht nu e cel mai ușor. Dar oare să reții adresa următoarei locații? Deci, două curci belite, azimut, azimut, azimulus, Mamaia Nord. Azimut Beach Lounge. Dacă găsim pe cineva, să îi punem să se uite un pic pe hartă. Păi, de scări. Mi-e foarte rău. Vlad vrea să întrebe, trebuie să întrebăm. Și s-a dus la un om care sărac frumos, iar el intra în tura de zi. Păi și-a fost prima și ultima dată când Vlad, cât și eu, am pronunțat corect numele locației. Scuze, noi suntem într-o emisiune și n-avem acces la telefoane și vrem să căutăm Azimut Beach Lounge Mamaia. Ah, este tocmai pe promenada, știți unde este Summerland? Da. Giratorul, de la giratorul spre Năvodari. Trebuie să ajungeți pe promenada. Și o ieșire spre Mamaia, din la punctul ăsta. La strada principală e încolo sau da, ceva? Da. Omul ăla ne-a arătat pe la urmă unde e. Mergeți. Aici în față direct? Da. Ok. Din momentul în care ne-a arătat omul ăla, noi nu mai știam oricum locația și nici nu știam unde trebuie să mergem ca să luăm mașina spre Mamaia. Da. Azimut Beach and Lounge din Mamaia. Beach and Lounge. Ni s-a spus că trebuie să ajungem la Azimut Lounge Bar și acum te rog, fă-ți numărul. Azimut Lounge Bar. Cum să reținem Azimut? M-am gândit eu. Având în vedere că noi vedeam videourile o singură dată, am făcut o strategie totală. M-am gândit, ok, Azimut. Azi îi mut. Cine e Alin mut este azi? Mut astăzi. Alin e mut azi. Azimut. Azi îi mut. Trebuie să ajungem în Mamaia la dracu, adică. Hai mă, fată, că nu e așa de la dracu. Trebuie să facem autostopul. Am părăsit cheul. Vedeam scări, am multe scări. Să urcăm scările astea. Hai, trebuie să o luăm încolo, în nord. Hai, și am ieșit unde? Da, noi nu știm unde, Mamaia, trebuie să ajungem. La... Am uitat cum se numește. Azimut. Azimut. Nu mai știam ce să facem. Pe acolo, nu? Păi, da, nu? Nu știu. Nu e bine încolo. Păi și unde în altă parte? Trebuie să ieșim la șosea, oriunde ar fi ea. Nu vă spărați, ca să ajungem la strada principală de unde am putea ajunge spre Mamaia. Unde e? Încolo? Stânga. Nu, toți ziceau, mergeți în capăt stânga și când te uitai în stânga erau 20 de străzi. Care stânga? Care? Da. Doamne, dacă îmi întreb pe domnul ăia, întreb... Domnul ăia, domne... ce cu domnul? Bine, era ca pe autostradă. Stai puțin, stai puțin! O secundă! Ia, stai un pic! Incredibil! Bă, mâncați-ași sufletul tău! O să schimbăm jocul, trebuie să schimbăm puțin jocul. Da. Și Ana a venit cu ideea, băi, să oprim un taximetrist. I-am spus din start, bă, nu o să ne ia. Dar a găsit, bă, taximetristul. Bună ziua, avem o situație. I-am explicat, m-am dus cu vrăjala mea. Bună ziua, îmi pare rău că vă deranjez. Probabil încurcați traficul. Așa făcea, deci așa făcea, zici că era din anime-uri. Suntem la România Express, să vedeți. Și trebuie să ajungem la Azimut Paren. Dă-mi puțin de mers, ne duceți și pe noi. România Express. E mult, adevărul este că da, este mult mai rău decât... Stai! O secundă! Și ne-a luat dânsul, a fost foarte drăguț. Deci e ok? Intră. Mamă, mulțumim din suflet. Hai. Mulțumim frumos. Deci trebuie să ajungem la Azimut Beach and Lounge Bar. Ia stai așa o secundă aici pe telefon, că nu știu unde e. Da. Azimut H. Cui? E a treia de sus în jos? Acolo. Ai. Acolo trebuie să ajungem. Cum se chema ăla? Și ghiși ce? Am uitat-o. Asilium? Nu se numea Asilium, am uitat cum se numea. Vlad reținuse doar Beach Pool Bar. Beach Pool Bar. Și tot repetase și ram. Beach Lounge Mamaia. Dar e după Năvodari. După Năvodari la Perla, nu. Promenada. După promenadă. Ceva cu asă. Nu știam pe unde sunt ieșirile. Toată lumea zicea că nu e bine aici, că aici nu pleacă nimeni la Mamaia, nu e bine acolo, că acolo nu știu ce. Noi încolo nici nu știm dacă mergem bine. Mamă, deci eu aș pune pe băieții aia să mă uit odată pe hartă. Salut, băi, scuze. Bă, vreau să ne uităm un pic pe hartă Google Maps, unde sunt? Trebuie să ajungem în Mamaia. Uite, aici e Mamaia. Și care ar fi direcția bună? Încolo. Încolo? Da. Cum a zis ăla, vezi? Mulțumim mult de tot. Hai, let's go. Mulțumim. Într-un final am ajuns în fix unde e Neversea acolo. Și am scos foaia. De hârtie. De hârtie și am scris:
Mamaia, mamaia, mamaia. Ia uite, face graffiti. Măcar hai, să te mergi cu 10 la ore, te poți opri, mă poți lua. Ce te uiți? Mi-e cald, transpir. Te du-mă în Mamaia. Mă duci? Mă duci? Mamaia? Uite că ești tu pe dreapta. Nu înțeleg, nu înțeleg. Tana, grill. Și așa, ajungem la? Azimut. Azimut. Hai, Anica. Ne vede un om că stăm ca proștii cu un semn pe care nici mama cred că nu citea ce scria pe foaie aia, că era scris cu un pix, vai de capul lui. De pe partea opusă. S-a întors din drum ca să vină să ne zică că ne ia el până Mamaia, că ne-a văzut că stăm noi acolo. Nu mă claxona. Hai, stați liniștit. Și zice, mergeți în Mamaia? Da. Da. Ne-a luat direct. Am văzut așa, zi, hai să am ales fost acasă. Doamne, vă mulțumim mult de tot. Și în momentul în care ne-a întrebat unde în Mamaia? Blocajul. Blocajul. Total. Total. Doar auzeam beach pool bar. Și eram toate sunt așa. De ce am uitat? Exact, exact. Ideea e că ne-a spus-o Mamaia doar o dată și nu avem o hârtie sau ceva și e Azilium. Beach Club, nu, Beach Lounge Mamaia se numește, dar nu mai știu primul nume, cum era. L-am rugat pe domnul ăla, domne, puteți să vă uitați pe Waze, scrieți Beach. Pe Google. Pe Google, Beach Club și o să vă apară acolo toate Beach Club Mamaia. Lounge L-O-N-G, nu mai știu. Și ne-am uitat, ne-a luat toate la rând. Beach Club, Beach Club. Și-a apărut numele Azimulut. Azimut? Nu cred. Și tu ai zis ceva de genul, parcă și într-o dată. Asta e. Asilum Beach? Asilium? Ăla e! Azimut. Ah, da, așa era, Azimut, acolo trebuie să ajungem. Asta? Da. Să mergem acolo, dă click, repede, să mergem acolo. Felicitări pentru timp, prieteni! Azimut Beach s-a deschis abia anul trecut, dar deja barul este supra-solicitat. Mergeți să le dați o mână de ajutor! Mergeți la Beach Bar pe plaja Azimut și preparați un cocktail după indicațiile barmanului. Apoi vindeți-l pe plajă pentru cât mai mulți bani, care o să vă trebuiască mai târziu în cursă. Baftă! Pe care ne-am voie să-i atingem. Hai. Și cocktailul trebuie făcut exact după spusele barmanului. Cu două mâini, adică da. Eu te-am susținut. Am intrat acolo în Azimut. Bun. Aici. Trebuie să facem un Amaretto Sour. Da, ia un acolo. Chiar dacă echipele sunt pricepute sau nu sunt pricepute în ale creierii cocktailurilor, la Azimut Bar trebuie să respecte reguli riguroase în ceea ce privește rețeta. Partea bună este că va ieși o băutură pe cinste, partea proastă este că asta le va lua cu siguranță timp. Și l-am terminat și am zis, este timpul să-l vindem. Pe cât îl dăm? Pe cât mai mult? În momentul în care am ajuns la Pool Bar Beach și Năvodar, Azimut. Aici, ok. Ca în rai. Da, foarte frumos. Foarte frumos, dacă totul. Dacă erați noi pe relax, tot am și eu acolo. Totul extraordinar. Am ajuns la bar și acolo ne-a întâmpinat Pipa, care trebuia să ne întâmpine. Acolo am primit următoarea misiune. Sunteți barman astăzi. Nu cred. Deci nu cred. Foarte tare. Am mers mi-a dorit barman și a început să ne zică de pornstar, m-am dinima cu cerit. Tot ce-mi doream era să-l fac și să-l beau. Ok. Ok. 40 de mililitri de vodka. După ce am preparat cocktailul, ar trebui să vindem cocktailul și Vlad a luat repede tava. A văzut tava, două fete care păreau că ne cunoște. Săracele, nu ne cunoșteau, se cremuiau acolo. Porstar Martini. Nu vreți un cocktail foarte bun, e făcut de mâna noastră. Nu asta, că e ruptă. Deci, ideea este că suntem într-o emisiune și noi trebuie să vindem acest cocktail pe cât mai mulți bani. Bă, și-a scos femeia mea din buzunar o bagnotă de 100 de lei și vreo 7 de 10. Deci, cât sunteți dispuse să dați? Cât te rugăm? Și eu am zis că arată bine aia albastră. Da. În timp ce Ana să... oricât vrei tu, oricât e posibil. Sunteți... Bă, ce frumoasă e albastră! Ai albastră, tata, albastră! 30 de lei? 30, 40, 50.
50? 34, 50, ia uite cât am apucat. Și eram, se poate mai mult. Bia, da, ai albastră, te încurcă. Ultima ofertă, dacă negociem la 100? 50. Bă, 50, 60, să dau 60? Au 60, 55. Nu? Nu? Și ne-a dat-o, bă, pe aia albastră, ne-a dat-o un milion. Meleon cu meleon. Hai bine, fie. Deci te iubim, deci te... Poftă bună. Mamă, let's go. Let's go. Te pupăm. Mulțumim din toată inima. This is un Borștan Martini. Un șa de prosecco și hibiscus. Un șa de prosecco de hibiscus. Bună, un Borștan Martini. Deja începem să-mi revin și eu și tu cu starea de spirit. Da, că era frumos, că era soare. Mă duc la Paști. Da, 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 te rog. E emisiune. Până într-un punct. Le-am văzut pe fete. Felicitări, dragii mei negustori. Păstrați banii pentru că o să vă trebuiască mai târziu. Până atunci, următoarea provocare pentru voi sună cam așa. Zăriți în mare un flamingo roz. Alegeți care dintre voi va nota până la el, pentru că acesta are ceva să vă ofere. După ce v-ați întors cu surpriza la mal, primiți următoarea provocare. PS, nu uitați să vă puneți GoPro-ul pe cap înainte. Ne-am uitat la el. Una dintre noi va trebui să intre în apa mării. Și aia a fost Ana. Evident că eu n-aveam cum cu gipsul, că încă n-aveam gips de apă, nu nimica. Veți? Ești sigură? Ți-ai rupt mâna, că nu trebuie! Dacă au folie, mă duc eu să not. Nu, calmează-te, calmează-te, nu. N-am costum de baie, am făcut de pantaloni, că ea avea slip pe ea, gen, aveai... Short. Îți dau pantalonii mei. Sunt de apă, gen. Fără mișto. Și după îi pui tu pe tine? Da, măi, pun uzi, mă piși. Hai. Hai, mă, hai să ne schimbăm pantalonii. Uite, deci uite, nu știu, și dăm și șatul și paharul, nu știu, așa, habar n-am. Cât am luat? 30 de lei. După ce am făcut rost de bani... Am primit următoarea provocare care spunea că trebuie să intru în apă, să culeg... dintre noi. Da. Alegeți care dintre voi va nota până la el, pentru că acesta are ceva să vă ofere. După ce v-ați întors cu surpriza la mal, primiți următoarea provocare. Hai, eu mă duc. Eu am văzut flamingo-ul clar, deci după ce am ieșit, după ce s-a schimbat Ana... Uite la acolo, îl vezi? Roz în apă. Mergem, mi se pune un GoPro pe cap și încep să fug. Hai, Ana! Adidasii, adidasii! Da, da! Îl vezi, da? Da. Bobă. Mamă, de departe, ce zici, să-mi dau și pantaloni jos? Da. I-a intrat în chiloție! Mamă, cred că o să arăt, sunt penal, nu cu ei. Nu. No, no. E rușine, hai! Hai, Ana, hai, te rog eu! Aleargă! În nota, crawl. După el am bă, stai că parcă era mai rapid pe spate. Am spate. A notat în trei tipuri diferite, în gen 10 metri? Am întat în apă și am văzut zeii cum se tapă un colac acolo. Un care flamingo roz. Aici era surpriza? Sunt alge! Aici vine greșeala mea supremă. Eu am văzut că flamingo-ul este lângă geamandură. Am 1.61. Sunt obișnuită că eu lângă geamandură eu nu ating. De urmare nici n-am încercat să-l ating, așa că eu mă țineam la supremă. Dați-mi ce trebuie să-mi dați. Îmi dau o pungă cu niște cilindri de plastic. M-am dus, am cules materialele. Nu știu cum să-i zic. Era o pungă cu niște bețe. O pungă cu niște bețe, efect țăvi. Hai mă, e de tipul Ana Petru. Mulțumesc. Aoleu. Ce asta? Da, Mara, stai pe plajă. Eu iau punga, mă întorc în continuare, gen. Dar eu eram fer convinsă că eu sunt la mare adâncime. Și punga se deschide. Nu! Cilindrii ăia colorați ies. Așa m-am dus după ei, în timp ce mă țineam cumva la suprafață, m-am pus pe burtă. Bă, mă nec, sincer. I-am prins așa, cu 7 degete. I-am strâns la piept să nu mai pierd. Dar eu nu mai aveam cu ce să not. Și Ana a crezut că o să se nece. I-am crezut că mai e. La un moment dat, mai stăteam cu spatele, nu știu ce am făcut, mă zbăteam pe acolo și mă întorc și Brandy s-a dat jos de pe flamingo și lui Brandy venea apa la piept. A, pot să calc. Și panică mi-am luat. Eu pun piciorul jos, văd că pot să-l pun jos. A! Și după am plecat. Bine. Ai scos un timp bun. Mulțumesc. Am venit, a trântit alea pe jos. Bravo!
După ce am ajuns înapoi pe plajă, am aflat că trebuie să construim acel hula hoop. Felicitări notătorii exclusiv. Ați primit acest cerc de hula hoop. Nu știu sigur dacă sunteți familiar cu mișcările de hula hoops, dar chiar dacă ați fi, nici nu contează. Pentru că voi trebuie să găsiți un om care să reușească pentru 10 secunde să învârtă cercul pe bazin. După ce ați reușit, primiți următoarea provocare. Okay, deci trebuie să facem cerc. Trebuie să asamblăm aceste chestii într-un cerc și să găsim o persoană pe plajă care reușește să țină 10 secunde. Hai la fetele. Okay, hai la fetele alea. Dacă săracele fete au fost terorizate de noi în prima parte. Nu le-am dat timp să gândească, oricum am zis. Nu le-am dat timp, exact. Bună, tot noi suntem. Ha, fix cine știe să se facă cu hula hoop 10 secunde. Și Vlad săracul lua și am... Haideți să vă arăt eu. Lua hula hoop-ul, făcea așa de două ori cu el. Cred că e așa, stai. Mamă, e greu rău, mă, nene. Doamne, deci mi se pare imposibil 10 secunde, tot era 4. Dar ai fost un antrenor. Hai măcar să încercăm să ne încălzim așa un pic, să ne răcorim, că e cald afară, e vară. Am motivat-o pe fata aia și pe mine să număr mai repede. Ce încercăm mai de aici, știi? 1, 2, 3, 4... Ia, stai, poți să... Nu știam ce să mai fac, pentru că mi se părea imposibil să reziste chestia aia 10 secunde. Sir, sure, hai, ia să încerc eu ceva rapid. Ține mâinile sus și încearcă să faci un oval de ăsta, așa, da? Deci stătea fata aia, săracă, așa... A luat-o? Păi, supra, de aici ai dădea cu de la. Dacă luăm de sus, mai sunt încă 3 secunde, dacă luăm... Mă, și când da, frr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 
pizza. Exact. Și când i-a făcut odată așa gol ăsta. Uite așa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bine! Mamă, nu pot să cred. Am primit următoarea provocare. Și din nou, eu cu intuiția mea supremă, mi-au picat ochii pe o tipă. Scuze de deranj. Oare știți cu asta? Știți? Știți? Și a întrebat Tobia pe tipa asta și a zis, nu știu că n-am mai făcut de mult asta în timp ce se ridica și își dădea jos borseta, da? Știm că poți, știm că poți. Faci fata mea din prima 10, era Hawaii. Am bucurat invers, Amalia, am luat-o pe sus, m-am bucurat. Da. 6, 7, 8, 9, 10! 10, mă, 10! 10, bravo! Primim următoarea provocare, următorul video, la care avem voie să ne uităm doar o dată. Felicitări, dragi concurenți, și mulțumim plajei Azimut pentru ospitalitate. E timpul să mergem mai departe. Următoarea voastră provocare vă așteaptă la Dig Belvedere în Eforie Nord. Dar înainte să plecați, treceți pe la barman pentru că are să vă dea ceva. Dig Belvedere. Dig Belvedere, Eforie Nord. Ceva la care nu mă așteptam. Terifiant, pentru mine a fost terifiant. Again, doar odată trebuie să auzim numele, da? Doar odată, noi, doi proști. Doi proști. Proștii ăia. Dig? Am aflat că trebuie să ajungem în Eforie Nord și trebuie să luăm ceva de la bar. A, găletușa și cu lopețica. Sibla, mersi mult. El, din prima clipă de când a auzit clipul, nu a înțeles. Doar Belvedere, Eforie Nord. Bun. Eram sigură de ce vom la primi acele două. Da, și eu eram sigur, doar că nu eram sigur de mașina cu care trebuie să plecăm pe Eforie. Eforie Nord? Da, Dig Belvedere. Trebuie să întrebăm dacă ar fi să întrebăm de aici așa. Ne scoateți la bulevard sau mergeți în Eforie? Trebuie să ajungem pe un ghid, Belvedere. De ce acum n-am zis bine? Era ghid, gips, geek. Pe aici oare, nu? Încolo. Mai mult încolo. A, le-au luat mașina, de aici le-a așteptat. L-a așteptat la trecere mașina. 100%. Ana Petcu. Bună, mă, ieși pe mine, te rog. Gata, a luat-o. Cred că pe acolo, uite, unde ia mașina aia. Uh-huh. Am ieșit fix pe centura aia, nu știu cum se cheamă. Acolo în Vodar, la rondurile alea. Și am început să facem cu autostopul, crezând că 100% o să vină cineva care să ducă fix în Eforie, dar Belvedere, măsa să-l ia. Deci eu zic că oriunde putem să ne oprim să facem autostop, pentru că nu mai stă alt spot. Sunt 20 de kilometri de aici în față. Da. Hai, lăsa așa stau cu mâna, până mă ia cineva. Să scriem Eforie? Nu, no, crezi că ne încurce? Nici nu știu ce să facem. Trebuie să facem autostopul non-stop. Hai, let's go! Și am plecat de acolo, am mers o groază, vai! Ne-am dus destul de mult, am ieșit de la Azimut, am făcut stânga, am luat-o pe... Da, noi am ieșit pe bulevard, adică am mers pe jos mult. Da. În drum ne oprește un om care era pe partea de altă,
Aveți nevoie de ajutor? Da! Avem nevoie să mergem până în Eforie Nord. Atât. Gen, el doar era curios dacă noi chiar avem nevoie de ajutor. Da. A aflat și după aia... Mulțumim! Mulțumim! Bă! Norocul. Norocul. Norocul, m-am prins acum, da. Norocul nostru a fost un puș care cred că era mai mult curios de ce se întâmplă. Mergem spre Eforie noi, dar poți să ne lași undeva, suntem într-o emisiune România Express, n-avem telefon, n-avem nimica. Da? Ok. Așa a zis, știu eu, chestia, vă pun ăsta, pune-o mama în centru, că de acolo e foarte ușor să ajungem în Eforie noi. Ce căcat să facem, sigur, domne, ia-mă nene, măcar să plec de acolo, ceva. N-ai cum să ne lași mai departe, nu? Deci începe mișto. Aici începe mișto. Ajungem într-un giratoriu cu un magazinaș. Ce facem, bă, frate? Nu facem autostopul? Mario Fresh intră să-și iau apă, să iau un Nurofen. E Mario Fresh! Hai, hai, dar stai mă să-l așteptăm afară, că e aiurea să intrăm după om. Crezi că s-ar băga să ne ducă? Și m-am dus și am... Hei, bună! Și arătam ca un cercetaș, ok? Adică el era mamaia... Și eu eram... Hei! Fii salvarea noastră, fii salvarea noastră, te implorăm. Bine, dar poți până mai încolo, gen, ca să ne ajute pe noi cu autosopul? Da. Te rugăm din suflet, mamă. Let's go! A spus că nu poate să ne ducă până în Eforie, dar ne ducă până în Constanța. Până la ieșirea, gen, din Constanța. Absolut chill. Ei bine, ne-a lăsat în locul opus. Hi, welcome to Constanța! Toată lumea ne spunea că nu este ok, că nu este ieșirea bună, ieșirea cealaltă este străbați tot Constanța, iei trei autobuze, mergi cu bacul, traversezi Marea Ege și acolo e destinația. Și după am ieșit afară și ne-am prins cu toții că și noi nu avem loc în mașina lui decapotabilă, unde locurile din spate sunt făcute la mișto, doar ca să pare că sunt locuri în spate. Și în momentul ăla ne-a zis, mulțumim Mario, mulțumim, îți mulțumim foarte mult, dar Bianca a zis, ce mulțumiri. Auzi mă, chemă nici nouă un Uber, te rog eu frumos. Și omul meu a deschis telefonul, bagă Eforie unde trebuie noi să ajungem 200 și ceva de lei. 216 lei sau ceva. Da. Și a zis, bine, trag de la mine. Și ne-a comandat Uber și n-a venit nimeni. N-a venit nimeni, frate, 5 minute. Uite mă, nu acceptă nimeni, nu pot să cred așa ceva. What the... Și noi în timpul ăsta tot încercam să oprim mașină. Și-a oprit Ana un Polo. Am oprit o mașină roșie mică adunată. Vă rugăm, cum mergem acolo? Doamna, secundă, vă rugăm frumos, vă rugăm să trăiți, Doamne ajută! Zăruna! A oprit în diagonală în giratoriu. Suntem... Putem să intrăm? Ce? Nu înțeleg! Constanța mă duc. Până în Constanța? Nu vă duc până în Eforie, dar să nu mă filmați, că mă știe lumea, ok, nicio problemă, doar să ne duce. Am zis, hai să mergem cu autobuzul ăsta care duce fix până în Eforie. Primul nu ne-a luat, a zis că e full, ne-a luat al doilea. Da. Am simțit că l-am prins pe Dumnezeu de picioare pentru că era aer condiționat, autocar mare. Urcăm noi și cameramanul. Să stea 50.000 de ore aici până se umple tot ăsta. Când plecați? În 40 de minute. Ah, ok. Eu am zis așa, hai să mai stăm 2 minute la aer condiționat. Și după aia ieșim. Și scot carnețel. 40 de minute, nu-l lua cineva până la urmă. Până la urmă, din vorbă în vorbă, a zis, știți ceva? Astăzi fac o faptă bună. Nu, nu. Eforie. Mulțumim din suflet. Mulțumim mult de tot. Da, gata. Mulțumim mult de tot. Am scos bilețelul frumos, deja dădeam din picior, eu nu mai spuneam nimic. Am stat până am auzit o frână. Deci am auzit o doamnă foarte drăguță, mică de înălțime. Eforie? Da! Hai! Nu contează! Nu-i problemă! Am prins o mașină, gata, mergeți pe Eforie. Vai, deci... Deja totul era la nivel, am ajuns să ajungem în fața mașinii. Un Forca. Deci Forca e modelul vechi. Și nu zic că era veche, ci că era mică. Deci avea două locuri în față și în spate încă două persoane, dar și ele înghesuite. Practic în momentul în care am văzut mașina, eu am zis challenge, câți oameni în cap într-un smart. Poți să ține-o în brațe, Mara. Doamne, ne cerem mii de scuze, mii de scuze. Asta nu era tot, nu era un el și o ea. Nu era un era el o întreagă ea. Familie la bord. Vlazicea nu se poate. Vlazicea nu se poate. Eu am zis, cum ai că să nu se poată? Și mama, cum să nu se poate, doamne? Mama s-a așezat, s-a făcut dintr-o dată mașina mai mare. Am auzit,
Wow, mami! Deci ea era așa și un copil deasupra ei. Peste 10 minute, după ea. Peste 10 minute am realizat că este un copil aici. Aici, gen! Deci, aici era geamul, aici era ușa, aici era capul copilului. Suntem 100, da? Așa, lipit așa. Nu vă supărați, aveți un acces la telefon? Că noi nu avem acces la telefon să ne uităm pe Google Maps la... Da. La... Nu, dumneavoastră să vă uitați. Că nu avem voie să punem ea pe telefon. Aoleu! Da, nu avem voie nimic. Și să-i zici tu cum se numește locația, să vedem pe unde. Că noi în eforie trebuie să ajungem undeva acolo să facem o emisiune. Pă, ghid! Eu sunt din Tuzla, de pe viață, spune ce... Vlad tot încerca să mă convingă că nu e important Belvedere și că e important e primul cuvânt. Da, și ăla dădea totuși. Eram foarte nervos. Era cu undeva în centru, cred că acolo. Mă, Vlad, cum adică? N-are o treabă, că primul cuvânt era important. Primul cuvânt, Belvedere, nu, Eforie Nord sau Sud. Baraj. Noi încercăm să ne dăm seama. Eu ziceam în continuu Belvedere, Vlad zicea în continuu nu, Eforie, Eforie, Eforie. Și doamna încerca să compună puzzle-urile. Belvedere, Eforie Nord. Nu omorim oameni, un cuvânt mic. Rodica, ce hotel e, mă, în Eforie, Belvedere? Olimp? Auzi, mamă, ia spune și mie, Belvedere este în Eforie Nord sau Eforie mama. Sud? Hotel Belvedere. Belvedere în Olimp? Ia uite ce zice că e în Olimp, Vlad. Nu, trebuie să ajungem în Eforie. Trebuie să punem doar pe Waze. Unde, în Olimp? Nu, vă zic, e primul cuvânt cel mai important, Belvedere e irelevant. Cum pare eu că e irelevant acel Belvedere. Primul cuvânt care era cu S, G, E sau ce dracu era, că nu înțeleg de ce denumirile astea nu le avem înscris undeva. Foarte nervos pentru că ha-ha, hi-hi, până într-un punct, punctul în care copilul deținea telefonul. Ia puneți pe Waze, ia dați-mi Waze un pic. Bagă pe Waze Stefania. Și scrie... Belvedere. Copilul pe Waze scria 2 puncte. Belvedere Bianca Adam. România Express. Eforie Nord. 26 de minute. Dacă îți duce, sunt în Eforie Sud. Eu deja vedeam și eram... Și vrea să iau telefonul copilului, să-l iau și spun ce Bianca Adam, fetiță! Dă-mi să văd de mine. Din Eforie Nord? Eu am băgat Eforie. Vlad era transpirat, absolut. Am ajuns în Eforie. Ne-a lăsat fix la dig, i-a mulțumit. Am coborât din mașină. Ăla nu-i dig? Ce dracu e ăla? Hai să coborăm, hai să coborăm. Stai că pe nisip e mai greu să alergi. Ana, ăsta nu e ăsta digul, dig nu asta înseamnă, ăsta nu este dig. Ba da. Eu pe bune te întreb, că eu nu știu da? Ce la un dig. Bine. Asta înseamnă dig, da. Ana, nu mai văd digul. A, gata, l-am văzut. Ana, sunt stresată. N-ai de ce. Bă, când am ajuns în Eforie, mi-am dat seama de cuvânt. Da, tu ți-ai dat seama și ai zis dig. Dig. Digu Belvedere, digu Belvedere, digu, digu. Suntem pe dig. Let's go. Am primit următorul video. Vă mișcați foarte repede le ultimii și asta nu poate decât să mă bucure. Sper că la fel de tare v-ați și distrat până acum și dacă n-ați făcut-o, poate vă ajut eu cu următoarea provocare. Folosiți găletușele pe care le-ați primit de la barman și creați un castel de nisip exact ca în imaginea pe care urmează să o vedeți, dar nu singuri, ci alături de o familie formată din cel puțin 3 membri. Atenție, fiecare membru trebuie să facă câte un turn. Am întors într-un final, am ajuns, am ajuns în fața, acolo, am coborât. Și eu am stat așa și m-am gândit, sunt foarte mulți copii, oamenii ne cunosc. Și eu am gândit, hai să vedem cine întoarce capul dintre copiii ăștia după Bia. Și s-a uitat o vedetă și am zis, aha, ce faci, bună, da, e Bia, e Bia târâsă. Vrei să faci un castel de nisip cu ea? E ziua ta norocoasă. Ai frate? Ai frate? 5 erau sau câți erau? Erau 3. Cuptați erau 4. Bianca a lucrat cu copiii, au făcut copiii turnurile, eu am început să fac nu știu ce. După îi explic capului familiei că trebuie să facem și o groapă. Și omul meu începe să sape și văd că o face el. Ok. Am văzut că domnul meu începe să piardă din înălțime. Omul meu săpa puternic. Las-o aici. Și pune, las-o aici. Același copil mic de 3 ani care da, s-a băgat în balt. S-a pus în groapă. Așa. Și avea o stropitorice mică cu care pune el apă. Și m-am uitat la tatălui și a spus, știți, nu vreau să inoportunez ce se întâmplă aici, dar eu chiar trebuie să pun apă. Și le-a pune peste el. Toți am pus, s-au spawnat copii cu găleți care puneau apă cu noi. Așa și după aia, într-un final apoteotic, ne-a reușit fortăreața.
Hai să ne dea ok. Bă, a fost mișto provocarea cu castelul. Problema cea mai mare era că a început să plouă. Digul Belvedere? Ăla, digul e ăla de acolo. Ăla de acolo? Da. În fața noastră toate familiile alergau, zbierând, fugeau de plaie. Apocalipsă. De unde luăm familiile, cum fac castelul în timp ce plouă? Și până să mă gândesc eu la toate astea. Unde fac castel de nisipul nisipul? Adică nu ai unde să faci, de afară e furtul. Mi s-a turnat o găleată de la divertile în cap. Mie chiar îmi venea sărut foarte tare. În timp ce genele mele stăteau așa. Erau pe față. Părul meu. Părul meu, vopseaua mea, buclele mele. Am început să plâng. Nu, nu. Nu mai fac nicio misiune. Fac corni în soare. Unde să adun eu familia acum în nisipul ăsta, uit să fac ceva, efectiv. Mara s-a enervat atât de tare încât i-a zis cameramanule. Îmi vine să-ți par camera. Îmi pare rău, cameramanule. Și au prise ploaia, 14 de-astea mici. A, și cascada în față. Mi se părea imposibil să găsesc o femeie cu familie. Bine, era foarte greu să faci asta pentru că plouase. Cine mai stătea să facă castele de nisip cu noi doi boschetari? Și a fost și, ciudat că la un moment dat a zis: hai, ok, mă duc să-mi trimit și familie. Mă slau, doamnă, aveți copii? Bună ziua, aveți cumva 3 copii? S-a speriat doamna că dacă vreau să-i pur copii. Și-a luat copilul de mână! Copii! Calm, cum se întreb oamenii, băi? După aia am întrebat cât înseamnă o penalizare dacă nu o să luăm familia. Am acceptat penalizarea și ne-am dus să facem castelul. Am început turnulețul mic, turnulețul mare, ăla acolo, două stânga, două dreapta. Hai să facem lacul. Am primit următorul video, următorul provocare. Da. După atâta drum, cred cu adevărat că vă este foame. Asta nu înseamnă că veți primi mâncare, ci înseamnă că veți lucra cu ea. Știu sigur că undeva pe drumul vostru ați făcut și bani. Folosiți-i ca să cumpărați un pește mare de undeva din Eforie Nord și transportați-l până în Vama Veche. Odată ajuns, veți primi următoarea provocare. Rămâne să vedem cât de atenți sunt concurenții noștri pe detalii. Dacă aceștia aleg să cumpere un pește crud, odată ajuns în vamă vor trebui să-l gătească. Iar dacă vor alege să cumpere un pește deja gătit, vor putea sări peste această provocare. Deci trebuie să cumpărăm un pește. Și aș face și un pipi, dacă mă întreb pe mine. Hai! Și am văzut că pe faleză scria mare Pescăria Dalia sau Delia ceva. Ne-am dus la pescăria aceea pe care am văzut-o. Am urcat scările iar în sprint la început și îngâfuit la final. Mamă, și după iar mergem cu peștele la mașină și până ajungem în căldură. Oh! Hai! Hai să luăm somonul! Ne-am dus mai departe și am zis ok, l-am văzut pe un domn care vindea fructe, legume și m-am dus să-l întreb. Și în timp ce făceai eye contact cu domnul, mâna greblei se făcu și a furat o piersică. A fost din încheietul meu. Știți cumva vreo pescărie? A, că suntem într-o emisiune și avem aici o chestie și... Și dacă s-ar putea să... Da? Și ne-a arătat... Și omul meu, efectiv, la mama capătul celălalt. Deci ne-a arătat... Veniți un pic în coașă. Am crezut că ne duce el și că e aici la 5 metri, gen, dacă își lasă omul taraba. Aveți un pic de mers. Nu-i nimic, nu-i nimic. Ca să ne arate el de la 5 km distanță, vedeți acolo unde se vede portocala? Cam pe acolo ar trebui. Se vedea. Deci, undeva în zona aia, unde sunt vilele acolo, scrie mare pescăria lui Matei. Ok. Și de bază pescăria lui Matei. Pescăria lui Matei. Super. Ok. Mulțumim. Gata, mulțumim mult. Zi mulțumim bună. Mult de tot. Zi bună. Un pește. Nu contează ce pește. Mare. Eu m-am gândit la asta dacă n-a zis. Nu era în misiune, nu specifica cum să fie peștele. Da. Nu, chiar nu știu în ce m-am băgat să mor. Crea că faci cu mâna, ai un autostop, ai o misiune, te duci așa că eu și-am văzut la ea. M-am ridicat privirea. Scrie acolo. Pescărie. Antalya. Prima dată știi care a fost intenția ei? Mi-a luat 10 lei din aia 30 și a zis după aia: hai, ia-i pe toți înapoi. Mulțumesc! Noi ne gândeam deja că, bă, aici e momentul să recuperăm și noi am găsit peștele foarte repede. Deci mă gândeam că poate fetele n-au găsit pește atât de repede. Pescăria era în fața noastră. Putea să fie un blocaj undeva, știi? Uite-o aici! Hai, Ana, hai! Un pește crud! Am luat păstrăvul într-un staniol. Și mergeam cu păstrăvul. Și m-a bătut cu el. Au! De pup, mulțumim mult!
Ne-am dus către bulevardul de la Eforie, unde eu credeam că o să fie foarte ușor să găsim mașină, pentru că din Eforie toată lumea se zice către Vama Veche. Nu înțeleg, Agigea, Neagigea. Așa, am început să mergem cu foaia, cu Vama Veche, care scria doar Vama. Vama? Vama? Nu? Nu vrea. Iar trebuie să-mi desfac părul. Desfăl și fa așa, gen. Am stat, am cerșit, am făcut iar mișcarea cu părul. Păr. Am făcut. Hi guys, it's Ariel, back in business. Până okay. S-au din spate. Vlogger? Vlogger, voi sunteți vlogger? Când m-am întors, bărbat, am zis, da, vlogger. Și ne-am dus la tipul ăla și am spus, că faceți reclamă la hotel și la și jos la gogoși? Îți facem ce vrei tu. Ce bine, n-a trebuit să zicem ceva, că el a început să-și facă promovare. Hotel Ibița, gogoșerie, porumberie, pește, știu că mergem în Mykonos împreună, avem mașini, avem cele mele. Și asta, asta deci, și Hotel Ibița. Bine ați venit în Eforie la porumbul fiert. Dacă vă este foame, porumbul arabu, scuzați-mă pe mine. Copilul ăla și la vorbea în germană. Era un copil care avea 14 ani, nu știa română și l-a lăsat pe la acolo la porumb, care știa să zică doar porumb în română, când ne duce pe noi în Vama Veche. Ești libedic. Haideți-vă. Mersi mult de tot. Pentru că au fost turbo. Da. Au băgat a șasea și nu aveau a șasea viteză. Dar am și bonduit așa noi ca persoane, adică ne-am înțeles. Da. Ne duceți și pe noi până în Vama Veche. Vă rugăm. Bă, e, cred că e bine. Să mergem până acolo? El avea treabă în Costinești. Ție ți se părea ok. Dar eu, deci eu când am auzit, mie mi s-a făcut rău, pentru că știu că e pe DN și că în stânga e Costineștiu și mă gândeam unde ne lasă ăsta frate aici, gen, cum oprim noi acolo mașina, adică poți să oprești, dar... În momentul în care am intrat în Vama Veche și am văzut semnul, am primit următoarea provocare. Felicitări pentru parcurs, prieteni! Următoarea voastră provocare este să ajungeți la căbănuțele colorate de la Boem de Vama și să gătiți peștele pe grătar pentru un vamaiot fomist. Dacă ați luat peștele deja gătit, doar lăsați-l la Boem de Vama. Peștele era deja făcut. 100% am recuperat. Da. Asta am spus. Am recuperat, suntem în timp, nu mai contează ce, cum, când, unde și de ce. Literet. Omul ne-a lăsat în Mangalia, în rondul de lângă benzinărie, unde faci dreapta și o iei spre Vama, cum ar veni, 2 mai și așa. Mergeți în Vama? Ne-am dus de la mașină la mașină, din geam în geam. Nu ne coboram nici măcar geamul, nu frate. Mergi în Vama cumva? Mergi cumva spre Vama. Simțeam că, bă, aici rămânem, să mor eu. Dacă rămânem aici în Mangalia când e Vama, gen la modul o oră de mers pe jos sau cât naiba e. Mergi spre Vama, nu? Okay. Au intrat pe principală, au dat oamenii la o parte, au făcut stânga și au mers până unde nu se mai putea merge cu mașina. Am coborât din mașină și noi știam clar unde trebuie să ne trebuie. Băi, am plevat la Miru. Deci mi-e atât de foame încât cred că îi mănânc capele peștelui. Eu îi mănâncă bănutele lui Miru. Când am ajuns la Boem de Vama, noi am sărit de acea misiune pentru că nu trebuia să mai gătim peștele sau... Și aici trebuie să lăsăm peștele undeva. Vai! Urăși peștele. Suntem în avantaj, poate suntem înainte. Da, nu am gata, văzut. Suntem în față. Nu am văzut nimic legat de fete. Felicitări, prieteni, mai aveți foarte puțin până la trofeul România Express ediția din Vama. Ce pot să vă spun acum este că una dintre căbănuțe deține informația pentru următoarea voastră provocare. Găsiți-o. Tu. Nu, no, deci hai. Era bară la bară, știi, și mai trecea așa cât o mașină, că făcea dreapta în rond. Bă, și fix când s-a făcut spațiu așa de, nu știu, jumătate de metru, vezi un bot de mașină că trage așa deodată volanul și intre pe bandante și ne-a făcut exact așa. Bianca, Ana, urcați. Și deschidem ușa. Eu credeam că ea e singură în mașină. Și erau trei copii. Trei copii. Unul pe scaun de copil bebeluș și doi de vreo, nu știu, 6-7 ani, ceva pe acolo. A deschis portiera din spate, da? Și a zis la copii: tu treci pe sorta. Ana s-a urcat pe mine și uite așa mergeam pe două etaje, efectiv, în mașina aia. Dar ce aveți? Ce aveți? Și nu știu, nu voia să ne ajute și nu știa cu ce, efectiv, să ne ajute mai mult. Dar ce aveți? Nu știu, avem un păstrăv. Nu știm ce avem de făcut. Da, trebuie să-l gătiți, nu știm. Într-una dintre căbănuțe trebuia să găsim un indiciu. Nici nu știam ce caut, dar eu căutam. Bă, dar, păi care sunt alea unde avem accesul? Marea a început să deschidă toate ușile alea, deja nu mai avea răbdare, ea deschidea. Fără nicio rușine. De sub masă. Am avut noroc că la a doua sau a treia da, am găsit-o. Da, am găsit-o foarte ușor și era acolo. Nu. Un smeu. Nu am ridicat sme când aveam 5 ani. Indiciul final. După un drum lung în sete este cea mai mare, căutați berea din locul unde muzica nu are versuri.
Ah, Molotov. Ne-am prins din prima Molotov, locul nostru, cel mai tare loc. Luați zmele la voi. Și faci eu la așa cu mâna pe acolo pe cer. Eu nu am lansat niciodată un zmeu. N-am lansat. Am ajuns la fix la semnul de la vamă, deci fix acolo trebuia să mergem. Și am primit videoclipul de la tine care ne-a spus că, bă... Boem de vamă, boem de vamă. Eram însângerată la propriu și la figurat. Odată ce am intrat în eforie în apă cu Adidas-ii, nisipul cu apa s-au frecat de Adidas și mi-au făcut sânge pe picioare. Și se freca așa nisipul. Mamă, deci era o frecție. O superbitate pe ceruguri, mă. Eu toate misiunea să fac de sculță. Și ne-am lăsat pe strada principală, acolo. Mulțumim mult de tot! Coborâm din mașină și mergem. Eu eram cu aceste pungi de pufuleți. Hello, ajungem la Boem de Vamă. Știți cumva Boem de Vamă ca sus acolo? Nu știți, nu? Și se găsește un... Vine unul. Mau! Era, bă, era distrus. Și gen, s-a uitat în ochii mei. Și așa a făcut. Mi-a luat din pufuleți. Și în ochii mei. Tot întâmplându-se legit în slow motion. Vă ajut? Nu vă ajut? Am trecut nu, și peste okay. Asta. Hai să... După a venit altul, mi-a luat și ăsta, a zis, aaa, vreau și eu. Mama, n-am mâncat toată ziua. Și se apleacă să mă pupe. Bine, hai să mergem, Ana. Nu mă pupa! Hai să mergem. Nu! De ce vrei să mă pupi? Și-am plecat. Bă, mi-am mâncat un pufuleți. Da, mă, dar numai... Și în timp ce mergeam, ca să nu uit, speteam că o moară stricată, mai știi? Boem de vamă, boem de vamă, boem de vamă. A zis boem de vamă sau boem de vară? Boem de vamă! Și la un moment dat s-a oprit tot tipul, mă. Unde e rulota aia care e pe... Exact, la rulotă. Așa, asta țin și eu minte. Ok? Și ne-am dus încolo. Și am ajuns la căbănuțe. Uite-le, mă, mâncalea și... Nu s-a stea? Ba da, astea-s. Știam eu. Poarta era încuiată, am zis... A, e poarta... A, ok. Bună. Trebuie să gătim. Am venit să gătim un pește. A, ok, am ajuns bine. Am ajuns bine, cum am speriat. Eu m-am apucat să fac grătarul, frate, pentru că am zis, bă, eu consider că eu sunt cea mai aptă dintre noi două să facă un grătar. Știi care e partea nasoală? Faptul că, bun, avem o pasteluță de aia ca să aprindem focul repede, trebuie să-l facem greu. De câte ori ai mai făcut un foc? De două ori până acum. Eu consider că am suficientă experiență, frate, cât să fac un grătar. Tot ce-mi lipsea erau pastilele alea de aprins focul. Eu fără ele nu pot să fac foc. De gaz, gaz solid. Și-am pus-o pe Ana să le caute și le-a găsit. Mâncați-a sufletul tău, Anu! Aici e boem de vamă și ai, aici da, e, cineva e mult. Poluri opuse, eu de sculță, transpirată, împuțită, vai de capul meu, du-te până acolo. Cel mai lung drum din viața mea. Jur, așa a fost. Unde muzica nu are versuri. Ca băieți, sau cum zic francezii, com de garçon. Mai bătea o flacără, mai ardea pe o parte, nu știu ce, ideea este că cumva am reușit să-l gătim. Nu mai pot. Ba da, se poate. Și când nu mai poți, mai poți un pic. După ce am terminat cu peștele și așa și a trebuit să părăsim perimetrul respectiv, primim următoarea provocare. Una dintre căbănuțe să deține... căutăm în căsuțe indiciul pentru următoarea provocare. Intră Bia, efectiv, prima cabină, prima căsuță, din prima, în instant, am găsit. Am găsit un zmeu drăguț și lângă erau două foi. Scria pe ele că trebuia să mergem în locul unde muzica nu are versuri și să găsim berea. Luați smeile la voi. După un drum lung, când setea este cea mai mare, căutați berea din locul unde muzica nu are versuri. Locul unde muzica nu are versuri? Molotov! Am mers spre Molotov. Este ultima localitate, după e Bulgaria, e România Express, nu plecăm din țară. Cred că aici se cam încheie, urma să apună soarele. Mai avem puțin, hai să tragem tare. Mai mult ca sigur, suntem prima echipă care a ajuns până aici. Probabil trebuie să intrăm, nu? Eu mă așteptam să merg în Molotov și să găsesc o bere pe care trebuia să o găsesc în bar sau pe lângă mese, sub mese. Unde e berea? Când am ajuns la Molotov, mie mi s-a înseninat fața, pentru că am văzut-o pe Miru îmbrăcată în bere fix acolo și mai aveam puterea să zâmbesc. Mie nu venea să cred că mai aveam puterea să râd. Parcă m-am relaxat așa total. Și am crezut că se termină, frate. Am crezut că se termină. Am crezut că iese cineva de undeva, de sub ceva. Confeti, am câștigat! Noi am câștigat, gata! Nu.
Nici tu nu vorbești cu noi? Ne dă provocarea. Locația finală și trofeul România Express se află în cel mai înalt punct din Vama Veche. Ridicați meu până la destinație. Provocare mai penală ca aia. Să ridicăm până la destinație. Okay. Mă ridic eu la cerere. Hai, hai, să ridicăm. Păi trebuia să ajungem în primul rând la cel mai înalt punct din Vama Veche. Unde naiba e cel mai înalt punct din Vama Veche? Cel mai înalt punct din Vama Veche este în cerul undeva, nu? Este Boem de Vamă, zic eu, haide. Și nu... Nu era așa, sigur, că nu te duci doar acolo. Trebuia să înalți zmeul. Ce ai ales? Hai. S-a dus sormea. S-a dus țintă în față. Deci eu l-am văzut ca la hula hoop. Și zmeul, cu cât dai mai repede, cu atâta zboară mai repede. Da, și zmeul nu era în cer, loveau copiii, oamenii de lângă, dar numai nu era în cer. Da, merge, merge. Hai mă, nene, zboară. Așa și acum, cu cât alergi mai mult, cu atât trebuie să-l lași. Așa, așa. Eu am crezut că, mamă, să găsim berea, gen... noi să stăm acum la o bere. Where is everybody? Nu aici? Bă, nu aici? Am ajuns acolo și eu am văzut-o pe Miru, care era îmbrăcată în bere. Inițial n-am înțeles că e bere, nu putem să jur că e un castravete murat. Locația finală și trofeul se află în cel mai înalt punct din Vama Veche. Nu am terminat! Ridicați zmeul până la destinație. Și trebuia să ajungem în cel mai înalt punct al stațiunii Vama Veche. Nu mai pot. Sunt leșinat, nu mai. Deci dacă nu mănânc ceva în următoarele momente, mor. Ne-am gândit, frate, gramatica limbii române până în punctul, adică putem să-l înălțăm și să-l dăm jos, sau trebuie să-l înălțăm să începem de acum până acolo. Da, și am zis, bă, știi ceva, ok. Hai să mai mergem un pic și-l înălțăm da, după. Da, da, da. Înălțați zmeul până la destinație. Da. Poți să-l înalți undeva, oriunde. Doar că să fie până la destinație. Da. Sau să mergi cu el înălțat. N-ai cum să mergi cu el înălțat. Cu ăsta trebuie să stai pe loc. Așa, așa, așa. Mamă, ce zboară, Mara! Păi și la un moment dat îl văd pe sus, așa, și Mara. Da, da, ce era plat! Alergă, 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 alergă! Am început să alerg și eu, uite, pe ce zmeu e! Maxim. Da, l-am înălțat la maxim și mergeam așa pe plajă. Am făcut teamwork, eram pe plajă, am urcat treptele acelea de la cadrul ăla de ușă, de la tocul ușii acolo și am urcat și mi-am dat seama că eu n-am cum să trec, că sunt cu zmeu care e în ceruri și am zis, ok, Bia, it takes two, hai! Stai așa, stai așa că vin pe aici. Eh, lucru în echipă, hai pe aici. Doar mergeam, eu aveam încă, bă, mergem, am trecut de bani de vamă, mergem până vedem cu ochii un deal, ceva, trebuie să se întâmple ceva, că nu se mai poate, nu se mai poate. Nu, deci am trecut printr-o chestie atât de abrupt, pui, am trecut de chestia aia super abruptă și am ajuns pe un dal unde mai trebuia să urcăm puțin și acolo s-a întâmplat ceva ce eu nu am experimentat niciodată. Merg liniștit în față și dintr-o dată, în ochiul drept, simt ca și cum te pișcă o albină, doar că eu am simțit durerea aia în ochi. Hai, Vlade, să întrebăm că poate... Vai. Au! Ce s-a întâmplat? Edimentat, cred că ceva, o albină. Albină! Albină! Și așa, vrei apă, ai apă, ai apă? Hai de... Au, ce mă... Ia. Așa e. Eu am crezut că e chiar o albină care l-a înțepat în ochi, la modul eu vreau să scot albina din ochi, că eram pregătită să-i fac extracție la albina în ochi. Când încercam să găsesc albina în ochiul lui, văd că iese un cu o chestie așa mare pe față și spray paralizant cu piper. Asta cu spray cu piper? Atunci totul făcuse sens, cum o particulă ajunsese în ochiul tău? Că mai multe particule, că eu dintr-o dată am simțit că nu mai dar văd cu ochiul ăla. Dar tu știi că diferența era foarte... Deci, distanța era mare! Era mare, doar că s-a dus aerul, bătea foarte tare vântul și a venit fix în ochiul. Bă, m-am lăsat în jos instant. I-am deschis ochiul, i-am turnat apa așa. Gata, cred că și-a revenit ideea că... Nu, trebuie să-ți dai cu multă apă, dă-ți cu foarte multă apă. Deci, erau doi oameni după o rulotă, noi treceam pe în spatele rulotei și efectiv oamenii se certau. I-a zis ăla, dacă nu pleci de aici, nu știu ce, și i-a dat cu spray-ul fix în față. Eu am fost doar victimă colaterală în toată treaba asta, eram doar șocat că după ce mi-a căzut un lighean de apă, am stat cu... Oricum tot era posibil, deci în punctul ăla numai la urgențe nu mai ajungeam.
și mergem. 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 Vedem un deal. Uite mă, o movilă de pământ. Ăla consider eu că este cel mai înalt punct. Am văzut după aia dintr-o dată așa un deal. Da, ăla e, ăla e. Și cum urcăm noi curcuri? Eu cu un ochi așa era. Da, Vlad nu mai avea un ochi. Așa mergeam eu. În timpul ăsta simțeam că ghiozdanul devine din ce în ce mai greu, nu știu, simțeam că... Toc să fim primele, că eu nu știu să pierd. Și mergeam, și mergeam, și tot mergeam, și transpiram în timp ce mergeam, și înjuram în timp ce mergeam și mi se părea că nimic nu se mai termină. Eu simțeam că am nevoie grav de un duș. Dușul nu mai spun, oricum mai te-ai murat în cărbuni. Hai, Ana, hai, hai, ultima fugă! Ultima fugă! Când am ajuns... Și mergem și l-am dat din nicăieri. Confeti, ciobanul, bie, brandy. Toată lumea mai puțin. Confeti. Și Vlad. Și o chestie satanică din crengi. Absolut satanică, făcută de un vamaiot înfometat, bineînțeles, light motivul acestei curse. Și premiul de 1000 de euro pentru voi două. Felicitări! Plătesc chiria! Eu ne-am luat în brațe. Eu m-am trântit peste tine. Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne ajută. Am câștigat. Am câștigat, frate, am câștigat 1000 de euro și niște crengi satanice. Eu aveam nevoie de o mână în plus și Ana de una în minus, cred. Așa ne-am completat. A fost foarte wholesome, adică am apreciat momentul ăla și cum a fost, nu știu, tot setup-ul, cum a fost gândit să fie acolo, cu tot view-ul, cumva am prins și apusul. Punctul ăla, pentru mine, a fost punctul în care... Pentru 30 de secunde am detestat tot. Tot. Ce fac, ce se întâmplă, unde sunt. Faptul că n-am câștigat, după cât, după... Doamne ferește, Doamne ferește, cred că cea mai mare frustrare a mea era că toate astea, pentru ce mă, pentru vama veche, mă? No. Pentru vama veche, Mara, da, pentru experiență, știu. Totul foarte amuzant, doar că... Unele experiențe nu sunt pentru toată lumea. Pentru mine, dragă, pentru mine, că voi erați atât de fericiți, eu sunt problema. Toată lumea era cealaltă echipă. Mamă, ce bine m-am simțit, mă simt atât de plină de viață. Yeah, wow! Și eu eram, sunt moartă și neîngropată, vă rog frumos. Nu mai pot, mă urăsc pe toți, vine să muși din voi. Și a trebuit doar să dorm. E ok. Da. Bă, să treci prin toate stările în 12 ore. Simt că am avut conexiuni și avem conexiuni deja cu oameni pe care o să-i țin minte toată viața. De fapt, n-am vorbit, n-am cerut niciun număr de telefon, dar sunt sigură că se uită la noi. Chiar a fost genial, a fost next level. Am aflat, mi s-a dus la cunoștință că mergem să facem duș. Și după că mergem să mâncăm, că ai rezervat mas la hambar. La hambar, unde honestly au mâncare foarte bună. Și a fost Dumnezeu pentru mine. Ne-am distrat, chiar a fost amuzant. Acum mă gândesc, chiar ne-am distrat. Și felicitări și lui Bia și lui Ana. Da. Ah, mai puteam să stau fără telefon. În momentul în care l-am primit înapoi, eram din... da, right, aveam eu telefon. Mi-am sunat neamurile. Am sunat să zic, hei, uite ce am făcut. Am sunat-o pe mamaie. Pe viață. Da. Să-i zic, am câștigat. Câți bani, mamă? Câți bani, mamă? Zi-le, mamă. Mamă, nu pot să zic acum, că s-a rămas cu oamenii ăștia. Să chiam mai încolo. Mamaie, dacă vezi asta... 1000. Eu chiar m-am bucurat super tare că am mers pe tine, pentru că chiar am vrut să văd. Cu altcineva nu puteam. Tu oricum voiai foarte mult și voiam să te călești, să vezi că nu e chiar așa. Eu nu știu în ce m-am băgat. Clar dau în scris, jur solemn că nu am știut în ce m-am băgat. Cream că facem autostop, râdem, ha-ha, cu oamenii, o poză, un selfie. Definitely este o experiență de repetat. 100% am recomandat. Nu știu, este ceva ce n-ai face în mod uzual și ceva neprevăzut și cumva te lași așa, gen... Sim. Oricum, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc cu acest video să le arăt tuturor. Mai spun că nu pot să fac ceva.